Deci dacă toți suntem la film, zi-mi ceva de motivul pentru care ai venit special la acest film ca să o vezi și pe Cristina. Da, am venit să fiu alături de ea, am venit să văd noul film, am auzit lucruri foarte bune despre el și abia aștept să-l văd. Știi câteva inside-uri de film sau ți-a zis ceva? Știu câte ceva, dar na, nu vreau să vorbesc despre... Știu că e un cast internațional, știu că e o comedie, știu unde a fost filmat, dar nu știu, vreau să văd, că nu am vrut să-mi stric surpriza, deci nu întreb înainte. Deci, din câte înțeleg, voi aveți o relație de prietenie și te întreabă oarecum când are o idee, așa, zice, măi, zi-mi și mie, ți se pare bună? Nu mă întreabă, discutăm, da, discutăm despre lucruri, despre tot felul de lucruri. Asta voiam să aflu. Exact, da. Asta voiam să aflu, dacă există un om care știe ce magie face ea dinainte și omul ăla ești tu. Știu câte ceva din ceea ce face, așa cum am zis, îmi place să fie o surpriză și pentru mine, munca ei, rezultatul final, și nu-mi doresc să știu înainte totul. Dar... Uite, dacă, apropo de că ești la film, e un lucru pe care îl faci de obicei, adică mergi la filme sau ai venit pentru că e Cristina și practic ai zis o sosi? Merg la filme, îmi plac foarte mult filmele, văd foarte multe și acasă. Acum, de când cu pandemia, ne-am obișnuit să stăm mai mult pe canapea, să ieșim mai puțin la cinematograf, dar înainte nu pierdeam un film, deci eram tot timpul la cinema și mi-am propus să recuperez anul ăsta, pentru că e altceva, adică cinematografia e cu totul altă experiență și se pierde din ce în ce mai mult și e păcat, adică să vezi un film pe marele ecran e o emoție diferită de cea de pe micul ecran. Toți am făcut tâmpenia de a sta pe canapea și după pandemie, bine, la tine nu se vede, dar serios, facem o mare nebunie să nu ne mai ridicăm de pe canapea și să stăm, să ne uităm la un film în loc să venim. Așa este. Și atmosfera e cu totul alta. Adică un film merită respectul ăsta, în primul rând, din partea publicului. Știi, să cumperi un bilet, să vii la cinema și să trăiești experiența asta e cu totul, e mult mai pătrunzător și mai frumos, da. E un lucru care te scoate din casă, să fim serioși. Adică dacă ești genul de om care nu stă pe canapea și nu face nimic și se pun kilogramele și încep problemele, mai bine vii la un film sau într-un parc. Așa e, și asta e o problemă. Și în primul rând trebuie să lăsăm să moară, știi, cinematografia, pentru că e păcat. E mare păcat.